găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Litiaza renală sau piatra la rinichi? Caracteristici, tratamente, prevenire. În ultima parte a materialului privind acest subiect. Tehnologie modernă în stomatologie, amprentarea dentară rapidă și confortabilă prin scanare digitală. Cardul de sănătate, drepturile și obligațiile pacientului și demersul în justiție în cazul încălcării acestor drepturi. Calitățile curative ale usturoiului și o mască naturală pentru toate tipurile de ten, numai bună de aplicat în această perioadă. Potrivit datelor statistice, peste 2 milioane de români suferă de afecțiuni ale rinichilor. Mulți dintre aceștia au piatră la rinichi, iar această problemă de sănătate nu ține cont de vârstă caracteristici ale litiazei renale, tratamentele și, foarte important, cum se poate preveni formarea pietrelor la rinichi, explică medicul Dionisie Dubinciuc în ultima parte a materialului privind acest subiect. Linia terapeutică. Dacă este litiază mică, parte de antispastice, antialgice și antiinflamatorii. Dacă litiaza este mare, degeaba te mai jos cu medicamentele că nu faci mare lucru. Îl dai pacientul urologului și le rezolvă. Sau litotriptor, aparatului de distrus, pietre, care ți le rezolvă în una, două sau trei ședințe maxim. De exemplu, dacă aș avea un pacient cu litiază urică. În primul rând, în primul și în primul rând, prima manevră care aș face-o, aș face acidifierea urină. aș schimba pH-ul la urină. Pentru că prin schimbarea pH-ului nu mai favorizez apariția calculului. Iar pacientul i spune așa: Dragul meu, Scoți mătăluță alcoolul pentru o perioadă, deși un pic de bere se zice că. Chiar există o clinică, parcă în Praga, care folosește foarte bine berea în terapia litiazii renale. După aia vezi că carnea de pui, de ied, de miel, de vițel este contraindicată în boala matale. Spanacul și sparanghelul ar fi bine să-l cam reduci? Mazere, linte, bof, fasolea, vorba cântecului, nu prea sunt făcute să le mănânci dumneata? Dacă um, litiaza este de oxalat de calciu, păi în ce găsim calciu? În alimentația proteică. Și aici ce aici avem cărnuri, brânzeturi, lactate, ouă și așa mai departe. Astea proteinele animale bogate, bogate în proteine de, de forță. Reducându-i proteinele, în același timp îi reducem calciu, îi reducem fosfații, pentru că și calciu și fosfații participă la un moment dat la geneza pietrii la Reducându-i elementele cauzale reducem apariția bolii sau măcar microdimensionarea litiazei pe care o poți trata altfel dacă ai calcul de 2, 3, 4, 5 cm. Cam așa ar, ar trebui vorbit cu pacientul. După aia îi spui așa, vezi măteluță că atunci când e foarte cald îți trebuie lichide mai multe. Pentru că te deshidratezi și deshidratarea duce la. Sau organismul ca să elimine toate produsele, de dau calciu și fosfor și tot felul de minuni din astea, care sunt compozitele pietrei trebuie eliminate și ca să le elimini trebuie să-i dai solvent rinichiului. Solventul din cel ei. Din apă, de obicei plată, în care pui o felie de lămâie, nu? Din ceai cu lămâie, supe, ciorbe și așa mai departe. Deci asta e discuția pe care o ai cu pacientul. Pentru a preveni apariția sau reapariția pietrei la, la rinichi. nefrologia se ocupă de partea medicală a rinichiului și de litiază până la câțiva milimetri, iar urologul de partea chirurgicală a rinichiului, vezi, litiază renală cu, de dimensiuni mari, cu calcul de dimensiuni mari. Cine a stat pe scaunul dentistului și a fost nevoit să suporte luarea unei amprente știe ce înseamnă disconfortul creat de materialul voluminos din gură, de timpii lungi de fixare și de iritațiile provocate de această operațiune. Ei bine, toate acestea dispar grație amprentării prin scanare digitală. Despre beneficiile acestei proceduri moderne ne vorbește imediat dr. Cristina Rizea, medic specialist protetică dentară. Muzica este vorba despre o amprentă digitală. Înainte, amprentele se luau clasic cu mult material chitos. Pacienții... Adeseori aveau probleme cu vechiul tip de amprentă, din cauza faptului că o cantitate considerabilă de material era introdusă în cavitatea orală, deranja, la mulți pacienți apărea și reflexul de vomă, probleme care însă acum au dispărut, iar tehnica este mult mai precisă decât tehnica clasică. Avem un aparat, un scanner care scanează tridimensional dinții. La ce se folosește, de fapt? O folosim atunci când avem nevoie să realizăm restaurări la care colaborăm cu tehnicianul. Adică pentru coroane, pentru fațete, punți, orice lucrare la care în mod normal am fi luat amprenta, acum scanăm dinții. Și trimitem doar scanarea prin e-mail sau prin diverse tehnici online laboratorului cu care colaborăm. Unele lucrări sunt executate chiar în clinică. O mașină de frezat ultraperformantă pregătește lucrarea și, practic, într-o oră, dintele poate fi cimentat. Totul se bazează însă pe acuratețea amprentării prin scanare digitală. Scanarea uh, e de înaltă fidelitate, adică nivelul de acuratețe este mult mai ridicat față de tehnica veche cu amprentă, iar și se elimină toate erorile umane dacă se folosește tehnica integral digitală, adică dacă se ia amprenta digital, iar apoi se frezează direct coroana, fără să se mai toarne un mulaj din uh, gips al pacientului, cum se face la amprenta clasică. La amprentarea clasică sunt două etape în care poate interveni eroarea umană. Odată etapa de amprentare, când materialul se mai contractă, mai pătrunde saliva pacientului, pot apărea modificări la amprentă, iar în al doilea rând, atunci când se toarnă gipsul acesta în amprenta clasică și iarăși pot apărea goluri în gips, deci practic de două ori poate interveni eroarea umană, etape, lucruri pe care le eliminăm atunci când luăm amprentă cu tehnica digitală și când folosim un aparat de frezare computerizată și ca să obținem restaurarea finală. Practic, totul se face pe computer pentru această tehnică. Atunci când este vorba de problemele dentare, este foarte important și timpul alocat amprentării și restaurării dinților. O restaurare poate fi gata într-o oră. O restaurare digitală probabil poate fi gata într-o oră. Noi așa procedăm cu pacienții. Timpul propriu-zis de amprentare nu e neapărat scurtat, adică nu timpul de amprentare e avantajul, mai degrabă fidelitatea și faptul că se obțin niște restaurări foarte bine adaptate, se elimină niște etape neplăcute pentru pacient și este o tehnică care folosește, e o tehnică foarte precisă. Totodată, această tehnică elimină operațiunile de curierat specifice a amprentării și restaurării clasice. Practic, noi dacă avem totul în clinică, noi eliminăm foarte multe etape consumatoare de timp. Clinica Dentalio din București oferă servicii complete de medicină dentară pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Cardul de sănătate, instrumentul în baza căruia beneficiați de tratamente și servicii medicale care stochează date importante cu caracter personal, presupune drepturi și obligații din partea asiguratului. Când se poate vorbi de încălcarea acestor drepturi și ce demersuri pot fi făcute în justiție? Cu detalii, consilierul juridic Cristiana Deca. Cardul de sănătate este, reprezintă la momentul actual, una dintre cele mai mari modalități de stocare a datelor cu caracter personal din România și spun asta pentru că CNAS-ul are cea mai mare bază privind datele personale ale tuturor cetățenilor români da? înscrise în programul de sănătate națională și pe lângă faptul că au date de identificare, au și date de sănătate legate de starea de sănătate, ceea ce face cu atât mai vulnerabile aceste carduri. Cetățenii trebuie să știe că au câteva drepturi da, de care pot uzita când este necesar pentru protejarea acestor date cu caracter personal. Au dreptul să fie informați și să ceară informații privind datele care sunt stocate, cine le stochează, cine are acces la aceste date și care este mecanismul prin care ele se prelucrează de-a lungul timpului. Da? Au posibilitatea să solicite ștergerea datelor atunci când consideră că asta este un avantajul lor, pot solicita o dată pe an o copie după toate datele de la CNAS, o solicitare care trebuie respectată de CNAS în termen de 15 zile. Da? Această copie este gratuită o dată pe an, alte copii suplimentare, bineînțeles, fiind puse la dispoziție contra cost. Un alt drept pe care îl au cetățenii este că au posibilitatea de a rectifica datele. Da? Deci în momentul în care ai solicitat o copie de pe date și ai văzut că este ceva neconcordanță cu realitatea acolo, ai posibilitatea să solicici rectificarea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate este obligată să păstreze confidențialitatea acestor date ale pacienților. Mai mult decât atât, este obligată să aibă o procedură și un mecanism clar prin care ele rămân securizate și cum sunt prelucrate și cine le prelucrează, pentru că nu orice persoană juridică are capacitatea și dreptul de a procesa date cu caracter personal. Da? sunt la nivel pe lângă legislația națională, avem acum un regulament general de protecție a datelor caracter personal a instituit la nivelul Uniunii Europene care se va aplica cu precădere unde sunt instituite niște amenzi usturătoare pentru organismele care nu respectă politicile de confidențialitate a datelor și mai este bineînțeles și instrumentul instanței întotdeauna pe care l-au la îndemână toți cetățenii. Cetățeanul, atunci când constată că i-a fost încălcată confidențialitatea datelor protejate de Casa Națională de Asigurări, se poate adresa în primul rând cu o plângere prealabilă către ei prin care le notifică situația care a fost adusă la cunoștință, iar apoi, în funcție de răspunsul pe care îl primește, se poate adresa instanței de judecată pentru a complini neregulile. calitățile curative ale usturoiului, considerat cel mai puternic antibiotic natural cunoscut și o mască pentru toate tipurile de ten, numai bună de aplicat în această perioadă. La rubrica de remedii naturiste imediat după publicitate. Rămâneți cu noi. Usturoiul, planta nelipsită din bucătărie, are calități curative excepționale. Frunzele de usturoi și căței au efecte benefice într-o mulțime de boli, că nu degeaba este cunoscut drept cel mai puternic antibiotic natural. O mască naturală din morcov, miere, ou, ulei de măsline și suc de lămâie are efecte miraculoase asupra tenului, indiferent de tipul acestuia. Calitățile curative ale usturoiului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine, v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre miraculosul usturoi. Spun miraculosul deoarece este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut. Usturoiul este o plantă folosită în gastronomie ca adaos la mâncăruri și condiment, dar este cunoscută și pentru calitățile medicinale excepționale. Cei mai fideli consumatori de usturoi sunt evrei. Se spune că în Țara Sfântă se cultivă circa 70 de soiuri de usturoi și nu este de mirare că această plantă nu lipsește de pe mesele evreilor. Printre altele, ajută la reducerea tensiunii arteriale, scad nivelul de zahăr din sânge, calmează asmul, combat bronșita, Îmbunătățesc circulația sângelui și funcțiile inimii, previn cancerul și ajută organismul la eliminarea toxinelor periculoase. Microbii nu au nicio șansă în fața usturoiului. Potrivit oamenilor de știință, un miligram de usturoi are puterea a 25 de unități de penicilină. Usturoiul poate fi administrat ca aliment sau preparat ca infuzie cu recomandare în stări febrile ca decoct poate fi utilizat pentru probleme intestinale sau pentru eliminarea paraziților intestinali. Sub formă de cataplasme, usturul zdrobit acționează în afecțiuni respiratorii, în răni sau infecții ale pielii, dar și în dureri articulare. Usturoiul zdrobit poate fi utilizat și pentru frecții în situații de întindere de mușchi sau ligamente. Din usturoi se poate prepara și o tinctură extrem de eficientă pentru eliminarea paraziților intestinali. Planta este foarte bună și preparată ca tonic general pentru ameliorarea stării sistemului cardiovascular și pentru îmbunătățirea digestiei. În popor, gripa și virozele sunt combătute cu cataplasme cu usturoi zdrobit aplicate pe tălpile picioarelor. În acest scop se zdrobesc câțiva căței de usturoi, se adaugă puțin ulei de măsline și se aplică direct pe tălpi. Atenție! Usturoiul are și contraindicații. Consumat excesiv sau când capătă culoare galbenă sau este încolțit, poate provoca stări de vomă, greață, arsuri gastrice și chiar sângerări. De asemenea, mamele care alăptează trebuie să evite să consume usturoi, deoarece acesta modifică gustul laptelui și poate provoca colici bebelușului. Usturoiul este de asemenea contraindicat persoanelor care au intoleranță gastrică la această plantă sau celor care iau medicamente anticoagulante. E bine de știut dacă consumați usturoi, mirosul neplăcut poate fi eliminat dacă mestecați pătrunjel, mentă, fenicul, anason, cuișoare, busuioc sau coriandru. Atât despre usturoi, a sosit momentul să ne ocupăm și de frumusețea tenului dumneavoastră și vă propun astăzi o mască potrivită pentru această perioadă. Pentru aceasta aveți nevoie de un morcov, miere, un ou, ulei de măsline și suc de lămâie. Radeți mărunt morcovul proaspăt, adăugați o lingură de miere, un gălbenuș de ou, o linguriță de ulei de măsline și zeama de la un sfert de lămâie. Atenție, dacă aveți tenul gras, nu mai adăugați uleiul de măsline. Amestecați bine bine toate aceste ingrediente până când obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 20 de minute, după care îndepărtați cu apă călduță. Puteți aplica această mască o dată pe săptămână. Rezultatul este spectaculos. Pielea dumneavoastră rămâne catifelată, proaspătă, hidratată și strălucitoare. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că fast și restaurantele folosesc cu precădere roșul, portocaliul și galbenul pentru că aceste culori stimulează pofta de mâncare? Știați că în ceea ce privește cărbunele lemnos este un carbon pur care este capabil să adsoarbă 29 dintre cele mai puternice 30 de otrăvuri? El poate fi băut, diluat în apă sau direct aplicat ca o cataplasmă pe rând sau pe zonele infectate ale pielii. Știați că în domeniul sadismului sexual există o categorie de persoane numite epinglofile care ajung la orgasm doar dacă au un fipt ace în pieptul partenerului? Atât pentru astăzi, rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate că mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!